oamenii, Europa cel puțin, doresc să aibă experiențe din ce în ce mai autentice, din ce în ce mai legate de produse naturale, de un gust real. Încă suntem departe de a accepta această schimbare, de a avea alte produse. Însă ceea ce cu adevărat va impacta industria noastră a restaurantelor și, în general, experiența de a ieși în restaurant, de a ieși afară, în restaurante sau cluburi, whatever, sunt aceste schimbări, cum este cea generată de Uber, care revoluționează complet industria transportului și a logisticii, și asta va impacta foarte serios și industria de restaurante. Atenție, industria de restaurante fiind totuși una din cele mai puțin afectate de progresul tehnologiei. Adică nu vor dispărea slujbe la fel cum vor dispărea cele ale avocaților sau, eu știu, alte categorii profesionale impactate serios de taximetriștilor și așa mai departe de tehnologie. Industria restaurantelor va fi printre ultimile impactate. Totuși, această revoluție în mobilitate va influența serios și industria restaurantelor. Este ceva ce faceți astăzi în mod special ca să rămâneți la zi cu tot ce înseamnă schimbări aduse de tehnologie? Ceva ce faceți deja? Da, facem, ne uităm foarte atent la partea asta de livrări și delivery. Sunt foarte atent la toate statisticile din ultimii 5 ani și concluzia pe care o are industria de restaurante este că chiar dacă piața crește, oamenii au bani și vor să iasă din ce în ce mai mult să experimenteze, millennialii nu mai ies cu același aplomb în restaurante și e un mare semn de întrebare ce se întâmplă cu această categorie, ce se va întâmpla și mai departe cu generația Z, văzând că millennials sunt așa de reticenți. Reticenți înseamnă că nu cresc cu 10, 20, 30%, ci sub 10% în procentul în care ies în restaurante și în consumul care se regăsește în restaurant. Și atunci ne gândim unde se duce generația asta, spre ce va tinde. Și primul loc în care ne uităm este delivery și faptul că ei vor să mănânce acasă sau la birou sau cu prietenii, dar nu la restaurant, ci în alte locuri. Deci oricât de bună mâncare ai face, important nu mai este să aduci oamenii la tine, trebuie ci să aduci mâncarea la ei. Am avut o idee, de fapt împreună cu un prieten am hotărât să importăm papuci de plajă din Thailanda. Și, wow, faxuri, nu exista, vorbim de anii 95-96, nu exista telefon mobil, cu faxul frumos, ăia ne-au răspuns înapoi că vor un LG, zic, ce-o fi asta LG? Până la urmă le-am trimis bani în avans și ei ne-au trimis după vreo două luni, când aproape se terminase vara, containerul de papuci. Și am luat noi papucii din vamă cu foarte multe eforturi. Cred că dura pe vremea aia vreo două săptămâni să scoți orice din vamă. Și în sfârșit am ajuns cu papucii în garaj, i-am pus în garaj. Nu era garajul lui Bill Gates, din păcate. Era garajul meu de pe Petre Crețu acolo și i-am îndesat și am început să-i vindem tot noi. Eram și importatori și vânzători și casieri și noi cei doi băieți, prieteni. Și am făcut treaba asta o vreme, nimeni n-a vrut papucii din Thailanda, dar totuși noi îi lăsam cu banii la vânzare. Am strâns banii, ei s-au vândut, oamenii au început să capete încredere, erau așa foarte luxoși și arătau foarte bine și am făcut treaba asta pentru vreo două veri, dacă nu trei veri chiar. Trei veri. Și ne împărțeam între București și Constanța, am făcut așa o mică rețea de magazine, de distribuție. Și ca să ajung la întrebarea ta, până în a treia vară în care a apărut același papuc, dar din China. Și același papuc din China era Thailanda, era denumită regina papucilor,
de plajă și am murit într-o singură vară. Adică, și odată a cu murit ea Thailanda? Și Thailanda și inițiativa noastră antreprenorială, pentru că deja aveam de-a face cu milioane de papuci în zeci de containere care arătau la fel, făceau același lucru, doar că costau 10% din ceea ce plăteam noi și pe munca oamenilor din Thailanda, ceva mai puțin ineficienți și cu siguranță mult mai puțin ca număr decât chinezii. Sunt curioasă dacă e ceva ce te-a învățat toată istoria asta. M-a învățat ceva ce cumva eram antrenat, că nimic nu este pentru for granted, pentru totdeauna, ci trebuie să încerci și să te ții de ce ai, dar în niciun caz să consideri că pe viață vei fi în situație de succes cu acea întreprindere. Și asta e. S-a închis și a fost mort. Am închis compania frumos, am plătit toate datoriile la stat și s-a terminat. Asta a fost. Dar au fost trei ani foarte, cel puțin, verile la Mamaia. Noi stăteam în 2 mai, dar și la 2 mai și la Mamaia era foarte frumos. Mi-aduc bine aminte că spui că din perioada aceea cu Taraba, când aveai cred că 300 de produse pe un metru pătrat, a fost cea mai importantă școală de marketing. În ce sens? Ce vrei să spui cu asta? În sensul constrângerilor. Deci nu aveam cursuri, nu știam nimic. Știam doar că aveam un metru pătrat într-o tarabă lângă roșii și brânză și o mulțime de clienți. Pe vremea respectivă românii se duceau la piață pentru diverse activități, nu numai pentru roșii și castraveți, inclusiv pentru a cumpăra produse de astea alte, mobilă, deodorant și așa mai departe. Probabil că și ea se mai întâmplă, dar atunci era o piață, vorbind de anii 90-91, așa, nu erau foarte multe locuri în care să te duci să-ți faci cumpărăturile. Și erai pe o parte a tarabei și pe partea cealaltă tarabă erau toți clienții și ei aveau tot felul de dorințe și vorbeai cu ei și trebuia să afli ce doresc și ei doreau foarte multe lucruri și atunci aveam doar un metru și eu vreau să vând foarte multe lucruri și puneam acolo de la conserve de pește și până la pachete de țigări, totul pe acea tarabă. Cum ți-a folosit, dacă poți să dai un exemplu sau te gândești la un fel concret în care astăzi îți folosește, dacă îți folosește acel fel de a gândi pe un metru pătrat? Nu știu dacă mai folosește exact modelul, era o ikebana așa mare de tot, de tot felul de produse, că trebuiau să încapă toate și să arate și frumos. Și în spate stăteam să vorbesc cu clientul. Însă ce cu siguranță folosește și astăzi este această disponibilitate de a vorbi cu o persoană necunoscută și să-i înțelegi și să înveți cumva ce îți dorește și tu să poți să-i oferi. Parcursul acesta până în momentul în care practic ți-ai dat seama că nu vei putea lua o franciză McDonald's. Au fost totuși destul de mulți ani în care tu ai făcut toate lucrurile de care povestești, ai lucrat câte 10 ore pe zi. Mergeai și colo, mergeai și dincolo, făceai și o grămadă de munci care erau obligatorii. Ce-ți puneai? Și ei te-au refuzat și te-au refuzat și te-au refuzat, indiferent de standardele pe care le-au pus și la care tu ai reușit să le atingi. Și totuși te-au refuzat. Sunt curioasă, ce-ți puneai în capul tău ca să continui să mergi pe drumul ăsta, să încerci în continuare să ajungi acolo unde îți dorești? Care erau lucrurile pe care ți le repetai ca să nu o lași baltă? În primul rând, nu aveam nimic de pierdut. Și
câteodată e bine să fii cu spatele la zid. Și ce poți să pierzi? Trebuie să te zbați să obții ce îți dorești. Mai mult decât un nu, n-ai nimica de pierdut. Și atunci, întotdeauna, în orice nu, am căutat și portița ca a putea fi un da, acolo undeva ascuns. Și am înțeles nu, hai să vedem de ce nu. Și atunci mă legam întotdeauna în extrem așa câteodată și mă gândesc numai câte mail-uri i-am scris eu lui Jim Cernet, care era responsabil de francize pe Europa, să îl mișc la inimă, să-i spun, bă, ia aici, am francizat. Uite, sunt aici, în România, am licența, am terminat școala, am ajuns licențiat la Oak Brook în Chicago și n-am restaurant, nu primesc restaurant. Ce faci? Hai, ajută-mă, fă-mi. Și m-a ajutat până la urmă. Adică omul și-a făcut treaba. Întâi a încercat în Irlanda de Nord, n-a ieșit din Irlanda de Nord. După aia cumva a luat legătura cu Italia și Italia m-a acceptat în 90, în 2004. E interesant, cred că e interesant momentul acela despre care spui așa. N-a fost bucurie mai mare decât momentul în care am semnat cu McDonald's în 2003. 2003, corect. M-am plimbat prin casa în care urma să stau, m-am dus și am văzut locul care urma să fie al meu, în Italia, la Asti. Da. N-a ieșit. N-a ieșit. Era un oraș foarte frumos și fac o șampanie foarte bună, dar n-a fost să fie. Deci este incredibil de, să zic... Așa că mă uit, mă gândesc ce viață up and down am avut. Deci, în sfârșit, McDonald's Italia, după ce m-au ținut iară 6 luni să spăl pe jos printr-un restaurant din Milano, au zis, gata, ești bun, s-a dovedit într-adevăr că ești bun. Eu plecasem din McDonald's România de vreo 2 ani, deci pierdusem, să zic, antrenamentul de grill, dar a zis, ești încă bun, nu te arzi foarte tare. Plec, clamshell, așa se cheamă grillul la față, Verso, și mi-a zis, uite, îți dăm restaurantul din Asti, la vreo 120 km de Milano, într-un sătuc, dar un sătuc super fain, așa. M-am dus, m-am uitat în restaurant, mi-am ales, am văzut câteva opțiuni de case unde aș putea să mă mut cu familia, m-am interesat de școli și așa mai departe. Și... putea fi extraordinar, nu? Putea fi extraordinar, dar n-a fost să fie. Ți se întâmplă toată să-ți fie frică? Mi se întâmplă de multe ori să-mi fie frică. Însă... Nu vreau să ratez o șansă de a și nu mă gândeam să spun de a crește. Nu-mi doresc să ratez o șansă de a face lucrurile și mai bine. Și pentru asta sunt dispus să risc. Și am riscat de multe ori în ceea ce privește carul cu bere. Carul cu bere a venit după deschiderea lui City Grill din centru vechi. Iar City Grill din centru vechi l-am deschis într-un centru vechi aflat sub asediu. Nu era existat nicio stradă, noroi, totul distrus, toate fațadele distruse. De asta cumva am avut curajul să intru în centru vechi mai la margine, așa. Era în spatele carului cu bere, era la începutul centrului vechi. Și atunci am zis, noi deschidem zona, pentru că am crezut întotdeauna în centru vechi că va deveni ceea ce este astăzi. Și cumva aici am avut un miros bun că s-a întâmplat. Nu întotdeauna s-a întâmplat. Și atunci noi am deschis în spate City Grill, după care am intrat în carul cu bere, iar în carul cu bere ce au lăsat cei care, de care vorbea domnul Mircea, respectiv Trocadero S.A.,
Era un dezastru normal. Era o companie de stat care opera carul cu bere. Și atunci a trebuit totul ras până la temelie, vorbesc de interior, și reconstruit. Ori reconstrucția asta deja nu mai era o joacă și a fost o investiție considerabilă, aproximativ 1,5 milioane, pe care nu i-a aveam. Și a trebuit să mă duc și să-i conving pe cei de la Pepsi sau alți furnizori, uite, știți, vrem să deschidem carul cu bere și n-ați vrea voi să ne dați nouă partea contractuală de parteneriat pe următorii 10 ani azi. Deci, și au fost câțiva nebuni dintre partenerii noștri care au zis, ba da, vrem să-ți dăm. Au fost parteneri care v-au dat în avans banii pe câțiva ani de parteneriat ca să puteți să... În afacerea noastră avem câțiva piloni, și, adică vreo trei. Iar cel mai important sau unul dintre cei trei o reprezintă furnizorii, cei care ne livrează zi de zi materiile prime. Și acest parteneriat este important, foarte important, și sunt și o sursă de finanțare în anumite momente. De ce nu v-ați dus la bancă? Pentru că, la fel ca și astăzi, dar poate ceva mai greu atunci, pe un antreprenor care se duce cu un proiect în centru vechi, zonă protejată, carul cu bere, monument istoric, și ceri 1,5 milioane linie de credit garantată cu nimic, primești un răspuns foarte probabil. Nu. Am avut totuși o bancă care ne-a dat un fel de linie de credit pentru marfă de vreo 250.000 de euro, dar nu era suficient. Și atunci a trebuit să fiu foarte inventiv și să pun la bătaie riscul mai multor parteneri, în așa fel încât, și mă refer aici și la partea de furnizori, și la a întinde anumite termene de plată către constructor, în așa fel încât să putem să ieșim la liman, și după 9 luni de muncă grea am reușit să finalizăm acest proiect. În 2006, în octombrie, am dat drum. Întotdeauna mă gândeam, chiar dacă, eu știu, aveam vise, dar atunci chiar n-aveam un vis precis. Vroiam să marchez oportunitatea. Dacă reușeam să vând foarte bine la o tarabă, și aveam șansa ca cel de lângă mine să nu să dorească să o cedeze, am vrut să iau acea oportunitate bazat pe primul succes, chiar dacă era foarte mic. Merge o tarabă, dacă am reușit să o pun pe picioare, am un vânzător, hai să o aduc și pe a doua. Hai să o aduc și pe a treia, bazat pe o creștere solidă. Și atunci mă bucuram de micii pași pe care îi bifam. Mai degrabă decât să am un plan global de a ajunge, eu știu ce, rețea de retail pe undeva printr-un mall care nu exista oricum. Deci n-aveam un plan de viziune de termen lung. Nu. Tehnologia astăzi este aproape un must în orice industrie. Și cumva, dacă poți să o folosești în a impresiona clientul, este un punct pe care face parte din povestea de succes a unei întreprinderi în direcția asta de customer service, indiferent că este restaurant sau orice alt business, față în față cu marea de clienți. Și atunci, în misiunea noastră de a putea, pentru că fac aici o paranteză, astăzi suntem
să zic, printre primii pe zona asta de, o denumesc eu slow food, adică servirea la masă. Și ne gândim, vom mai fi așa și peste un an sau peste doi, și întotdeauna plecăm de la premiza că nu vom mai fi, decât dacă reușim să facem ceva special ca să fim. Iar mecanismul ăsta de a-l determina pe client să fie impresionat de ce faci pentru el e foarte important. Dar nu reușim întotdeauna. Eu am, apropo de tehnologie, pe telefon toate mesajele de prost, rece, nu stau de 20 de minute, 40 de minute și nu vine nota de plată. Și sunt între 20 și 40 de mesaje pe zi. Îți vin doar vin astea? Doar astea. Cele, da, da? Doar astea. Sunt masochist puțin. Dar vin doar astea pentru că sunt, să zicem, noi avem astăzi cam 11.000 de clienți pe care îi servim în fiecare zi. Și din 11.000, 60.000 sunt parte din aplicația Out for Food. Deci cumva controlăm ceea ce le place sau nu le place. Și din aceste 6.000 de mesaje, dacă le-aș primi pe toate, ar claca iPhone-ul meu. Și atunci le primesc doar pe astea, care sunt destul de multe, însă arată că nu suntem perfecți și că mai avem multe de făcut, iar asta, acest proces și această cultură de a accepta că nu suntem buni și că oricând putem să fim mâine detronați de Happy din Bulgaria sau de, eu știu, Amrez din Polonia sau oricine altcineva care poate să vină, sau vreun român, antreprenor român care să vină și să ne scoate de pe piață. Lucrul ăsta ne face să ne schimbăm, sper eu, an de an. Eu am două principii care mă ghidează. Unul este, nimic nu este imposibil și sper că mă definește. Și doi, că ce spune Schulz, că hire character, train skills. Adică angajează caracter și antrenează-i abilitățile. Cred foarte tare în povestea asta și cumva toată echipa pe care am închegat-o astăzi, suntem 1500 și nu mă refer la echipa de 1500, că aici e puțin mai dificil, dar să zic la cei 50 care sunt acolo sus, sunt aleși pe acest criteriu, caracter și apoi învățare, pentru că asta cred că este ingredientul de bază al succesului nostru. În primul rând, cred că e normal să... Încerc să mă îmbărbătez acum. E normal să ai multe eșecuri și am. Deci am greșit-o de multe ori. De foarte multe ori. Și ți-aș da doar două despre care n-am discutat astăzi. Și care sunt foarte importante pentru mine. Foarte importante. Unul este despărțirea de Cătălin Mahu și de afacerea la mamă. Și cred că la vremea, în anii 2000, nu am fost suficient de înțelept ca să pot ține un parteneriat închegat pentru termen lung. Eram amândoi mult prea efervescenți și cu idei fixe și cu o părere mult prea bună despre noi. Lucrurile s-au schimbat, cel puțin în cazul meu. Nu mai am o părere atât de bună despre mine cum aveam în anii 2000. Și nici idei astăzi. Fixe. Și, sau idei fixe. Și ce, nu, asta nu sunt sigur. Și atunci, faptul că n-a fost un eșec chiar total, a fost un eșec parțial. Total ar fi fost să dăm de gard și afacerea, să o închidem și să nu ne alegem cu nimic din ea. Ea este o afacere care a continuat și sub, și continuă și astăzi sub conducerea lui Cătălin și reprezintă un competitor important pentru noi și afacerea nu s-a stricat. Asta e partea bună a lucrurilor. Dar faptul că noi atunci orgoliile noastre, și cred că ego este poate cel mai
cel mai mare defect pe care poate să-l aibă un antreprenor a făcut ca noi să nu mergem împreună și a trebuit să ne despărțim. Asta este unul. Și al doilea este faptul că am divorțat la în 2006. Practic ne-am despărțit în 2004-2005. Și a fost eșecul în prima mea familie. Asta este un lucru care mă urmărește și astăzi. Și nu mi-este ușor. Nu doresc nimănui să treacă printr-o astfel de traumă, mai ales că eu mai aveam încă una cumva, aveam o experiență în calitate de, nu de jucător, cum se spune, când particip la joc, dar nu contează. Așa. Și faptul că, și mă refer la vremea când eram copil și părinții mei au divorțat, cred că acesta este un al doilea eșec important al vieții mele. Doi copii pe care i-am crescut după aceea, sper eu, bine, dar cu siguranță că o traumă există acolo și mi-e greu să vorbesc deschis despre asta, dar vreau să vorbesc. Deci astea sunt, să zic, numai două. Mai sunt și altele, dar le-am ales două de care n-am discutat.